De 21 de ani la Coteana se adună fetele de măritat din toate colțurile județului îmbrăcate în costum tradițional din zona Olteniei. Acestea și-au prezentat lada de zestre. Ii, fote, catrințe, cojoace, velințe, macate, prosoape cu sute sau țesute, toate acestea s-au regăsit în lada de zestre a mireselor din Olt. Prima ediție a târgului de fete de la Cotenița s-a desfășurat în anul 1960, ca înainte de Revoluție să fie sistat. Tradiția s-a reluat după 89 și de atunci, în fiecare an, fetele de măritat concurează pentru marele premiu și titlul de cea mai bogată ladă de zestre. Este o sărbătoare câmpenească, este o sărbătoare de tradiție internațională. Chiar avem o discuție acum cu niște ansambluri din Basarabia, să vedem la anul dacă reușim să le aducem, să-i dăm conotația, după cum am și zis, de sărbătoare internațională. La ediția de anul acesta au participat trei mirese din Comuna Vâlcele, Nicolae Titulescu și Coteana. Acestea și-au prezentat cele mai frumoase costume tradiționale, dar și obiecte cu sute sau țesute de mâna lor. Să strâng din fiecare localitate, cum am zis, limitrofă, cea mai frumoasă fată din localitatea respectivă. Aici se prezintă cu o ladă de zestre fiecare comună și fiecare comună cu obiceiurile pe care le au, tradiționale. Se jurizează de o comisie care e bine stabilită. După ce se jurizează, se acordă premii. Anul ăsta avem trei mirese. Avem mireasă din localitatea Coteana, avem mireasă din localitatea Titulescu și din localitatea Vâlcele. Cea mai bogată ladă de zestre a fost declarată cea a miresei din Comuna Vâlcele. Aceasta a câștigat și primul loc pentru cele mai frumoase costume populare. Locul întâi, cea mai frumoasă dintre frumoase, se acordă, spune doamna președinta juriului, că a avut și cea mai bogată ladă de zestre. Atenție, băieții din Surat! Premiul întâi se acordă domnișoarei Andreea Elena Covianu din Comuna Vâlcele. Să fi văzut și lada de zestre, dar am încredere în juriu. Aplauze pentru miresele Coteniței, ediția a 21-a. La târgul de fete de la Cotenița participă anual sute de persoane din toate colțurile județului. Acestora li se adaugă coregrafi, interprezi de muzică populară, dar și oameni de cultură. Nikita Dragomira, cu activitate de zeci de ani ca și coregraf în cadrul ansamblului profesionist Doina Oltului, spune că tradiția trebuie să meargă mai departe. Cei care sunteți de vârsta mea o să vă amintiți când vedem la aceste expoziții minunate, când vedem țestul, când vedem putineiul, când vedem oala care se fierbea lângă țest, cei care sunt mai tineri o să-și dea seama de unde am plecat noi și părinților, cei care sunt foarte tineri, acum care sunt la microunde, o să se gândească, Doamne, ce bună era mâncarea când povestesc ăsta la țest, e bună și la microunde, că trebuie să evoluăm, nu se poate altfel. Dar întotdeauna există o bornă zero, dacă vreți, aveți astăzi câteva obiective și trebuie să punctez. Nu spun numele acum pentru că o să fie la după jurizare. Mai sunt niște lucruri, niște obiective la care vă uitați cu atenție, o să vă dați seama că pe vremea aia se trăia într-adevăr bio. Sărbătoarea Comunei Coteana s-a încheiat în acorduri de muzică populară interpretată de cei mai cunoscuți artiști. Petrecerea a continuat până târziu noapte.